Da, bun găsit, suntem la cocktail, este marți și evident facem analiza subiectelor de la Buzău. Bine, de această dată am zis să-l pedepsesc pe domnul Vasile Minică, lider cartelarul la Buzău, să îl pun ca la interogator, să stau în picioare. Spuneți tot, domnul Minică, întâi îi salutăm pe telespectatorii noștri fideli. Mulțumesc de invitat. Bine ați revenit. Am zis că să echilibrăm, știți că eu sunt mic de statură și cât de cât suntem așa la același nivel, că dacă stăteam pe scaun, eram un pic dezechilibrați. De alta, dar cred că mă agit. Ați văzut că din ce în ce mă agit. Bine, nu știu de ce și asta nu contează, dar am zis să nu rup scaunul. Așa. Mă gândesc că avem subiecte interesante și pe dezordine de zi a emisiunii noastre, domnul Minică. Ce mai faceți? Ce ați mai făcut între timp? Mulțumesc, destul de bine. Da? Bun. Proteste, mai protestăm și noi sau mai lăsăm doar pe profesori? Mai protestăm, dar cu agricultorii se pregătesc de un protest acum, mare, da? Da. Așa. Profesori au ieșit în stradă, sunt destule categorii sociale nemulțumite și unele chiar îndreptățite. Bun. Poliția. Am văzut în weekend, să punctăm și să noi am anunțat că va fi acest protest. În weekend a fost protestul, de fapt, în pădurea Crâng. Știți că am vorbit despre acest subiect data trecută. Au fost câțiva buzoieni care s-au adunat la obelisc cu pancarte și cu salvați pădurea Crâng. Vă rog, comentarii. Păi, sincer, n-am fost și păi, nu știu mare lucru. Ați fi participat lucru, dar ideea este, sigur, la orice acțiune din asta civică care este în folosul nostru al tuturor și pentru a atrage atenția ca cei responsabili să fie mai atenți cu ce se întâmplă în domeniul respectiv, particip cu drag și atunci când avem și argumente. Am înțeles. În cazul acesta, deci orice acțiune civică, până la urmă, este foarte bine, inclusiv dacă să zicem că nu se va întâmpla. Deocamdată nu sunt. Adică pe noi ne bazăm pe faptul că e un proiect de hotărâre, da, e lege, clar, că n-ai voie să faci, să construiești în pădurea Crâng, da? Care este aria protejată, da, din punctul ăsta de vedere. Că n-ai voie să faci construcții imobiliare și așa mai departe. Sau să înstrăinezi terenul. Mai grav. Adică de înstrăinat e primul lucru. Bine, și după aceea că n-ai cum să construiești dacă nu e terenul tău. Corect. În proiectul de organizare a parcului Crâng, da, se vor fi construcții, dar alea nu sunt construcții, pentru că o construcție are și ea specificul ei. Trebuie să torni betoane, să aibă fundații, să aibă vații. Deci discutăm de construcții ușoare, din lemn, care să fie armonizate cu peisajul și așa mai departe. Nu, că rămăsesem cu reflexul cartierului Orizont. Știți că au fost și sunt în continuare probleme cu terenul de sub blocuri. Apropo de cumpărat înainte și după aceea construit. Bun, dar acelea sunt vremuri de mult apuse. Și neclarificate. Neclarificate, da. Probabil vor fi clarificate într-un timp și eu cred că în interesul celor care au investit acolo și celor care au crezut la un moment dat că cumpărând o locuință acolo vor fi și ei proprietari pe 2-3 metri pătrați sub bloc și așa mai departe, se vor reglementa lucrurile. Așteptăm. Da, reglementările vin tot din partea justiției, că altfel nu se poate. Întotdeauna trebuie să, atunci când sunt mai multe părți care nu se înțeleg, ajung în justiție. Cu ce vreți să începem, domnul Minică? Nu cu sport, că sportul lăsăm la sfârșit, ca de obicei, da, rubrica sport. Da, preferințe, ați văzut. Vreți niște lucrări, ați văzut bine, acum nu îi ajută vremea pe muncitori. Dar au reînceput, știți că primăvara, ci că se numără ghiocei, așa, panseluțele. Luna curățenii, luna... După ce ne-au scotit în ghilimele de prezență pe Bulevardul Unirii, au apărut câțiva muncitori. Da, deși a fost o bună perioadă de timp în care puteau să lucreze pentru că erau ajutați de vreme. Păi, da. Acum să nu ne îndreptăm. Ce rost are? O întârziere în plus nu contează. Da. Să nu ne îndreptăm strict către muncitori. Muncitori apar dacă cine îi organizează. Păi nu, dar n-am zis în sensul că muncitorii sunt de vină, că nu se înțelege asta. Da, adică da. Nu. Vorba nu, de multe ori la un semn deschis ai calea, se apropie, înțelege? Adică da. Normal că trebuie să de multe ori se înțelege cineva. Greșit și
mass media în general ia câte o imagine cu niște muncitori care muncesc de la 7 dimineața și la pauza de prânz, care e la o oră pe șantier, ca și mănâncă stau și degeaba. Așa, că stau degeaba. Dar ca să stai 12 ore în timpul verii și pe șantier, sigur că la prânz mănânci și stai o jumătate de oră să te relaxezi. Dar, fine, fiecare interpretează cum vrea, că nimeni nu poate să muncească, cum să spun, non-stop, așa, fără să aibă pauze. Bun, atunci, haideți să începem cu o informație de ultimă oră, un comunicat al primăriei. Dacă era acea emisiune, dacă doriți să revedeți, Revelion, da. TVR, dacă doriți să revedeți, dacă vă era dor de niște lucrări ample și de agitație, cel puțin totuși în perioada serie și anunțe să fim corecți, pentru că vorbim despre lucrări care vor fi efectuate seara și noaptea, nu e o premieră în Buzău, dar e o soluție foarte bună, nu numai în Buzău, peste tot. Dacă s-ar putea lucra numai noaptea, ar fi perfect. Ați văzut, Umbrărescu lucrează la autostradă, e furnicar acolo noaptea. Da. Joacă în nocturnă. Da, da. Ce-am ține mai de organizare. Acum ne ducem în altă parte, dar revenim la ce se va întâmpla de mâine. Domnul Mică, am mai vorbit de asta. Să nu ne trezim că anumite loturi sunt terminate și altele... știți, asta e. Pistă de avioane, nu știu. Ceva, ca să trecem peste, să ajungem iar pe autostradă. Până se termină autostrada, probabil că se termină și cu modul de teleportare și atunci mergem pe autostradă, ne teleportăm pe segmentul care e terminat. Poate între timp vom avea aeroport la Boboc și se rezolvă toate problemele. Bun. Comunicat de presă primăria municipiului Buzău. Atenție, e de ultimă oră. Referitor la obiectivul de investiții, reabilitare, infrastructură rutieră, inclusiv piste pentru bicicliști pe coridoarele deservite de transportul public în municipiul Buzău, se înțelege generic Bulevardul Unirii, e inclus și Bulevardul, ziceți, Industriei. Dar și strada Transilvaniei. Bine, pe strada Transilvaniei nu sunt piste pentru bicicliști. Primăria municipiului Buzău aduce la cunoștință participanților la traficul rutier și pietonal faptul că începând cu data de 5 aprilie, adică începând de mâine, miercuri, se vor demara lucrurile de frezare, de remediere a terasamentului afectat, de lucrările de canalizare și de asfaltare pe porțiunea cuprinsă între podul Mărăcineni și sensul giratoriu cu avion, zic eu, pentru că aici se face o reclamă la... o anumită companie, pe Bulevardul Unirii, pe perioada cuprinsă între 5, adică evident de mâine, până pe 5, adică timp de o lună, 5 a 5-a. 5 a 4-a, 5 a 5-a, lucrări. Amănuntul important este că lucrările de frezare se vor desfășura pe timp de noapte, în intervalul orar 19:04 dimineața. În timpul execuției lucrărilor de excavație, de frezare și de asfaltare se va închide o bandă pe sens. Circulația desfășurându-se pe o singură bandă, sensul opus nu va fi afectat. Programul poate suferi modificări în funcție de, evident, condițiile meteo. Iată și mâine, dacă va fi așa, nu știu ce vor putea face, dacă vor putea începe aceste lucrări. De să fie primite astea lucrările de noapte, de seară? Lucrările de noapte sunt bine primite, mai ales în spațiul acesta urban. Să știți că toate orașele din lume, în general pe infrastructură, pe apă, pe canalizare, pe remedierea trotuarelor și a căilor de rulare a autoturismelor, lucrează în general noaptea. Mai e o singură problemă. Utilajele care lucrează în zonele respective să fie utilaje fiabile și să nu depășească cu mult, să zic eu așa, zgomotul admis, pentru că totuși oamenii trebuie să se și odihnească și arterile astea sunt destul de aproape de locuințe. Bun, se reface cu alte cuvinte carosabilă, da? Da. Pentru că a fost atacat, știm foarte bine ce s-a întâmplat acolo. Bun, tronsonul acesta de Bulevard Unirii, am înțeles, nu vor fi, pe tronsonul acesta nu vor fi probleme, că nu, odată cu acel proiect, marele proiect pe fonduri europene, nu se resistematizează, nu avem autobuz pe mijloc. În schimb, în partea cealaltă, de la rondul de la avion până la Olimp, până în bariera Ploiești, o să avem această problemă. O să mai avem o problemă, că se sparge asfaltul. Da. Abia făcut.
abia făcut. Ne așteptam. Cred că am și discutat aici că vor veni aprobarea proiectelor de apă. Nu, dar noi trebuie să spunem ca să nu uite omul, că după aia să trezească, au, la ce s-a mai întâmplat, știți? Da. Păi uite, asta se întâmplă. În anumite zone ale acestei lucrări chiar s-a tras de timp puțin, apropo și de lucratul sau nelucratul pe șantier, tocmai pentru a sincroniza cât de cât spargerea asfaltului și introducerea de conducte în zonele unde nu era încă terasamentul făcut, tocmai pentru a nu lucra de două ori. Bun. Acum urmează o rețetă pentru cei care vor să ascundă gunoiul sub preș. Bine, la figurat vorbim. Pentru că noi să vorbim despre cablurile îngropate. Oră, această politică a autorităților de a scăpa de cablurile care sunt așa ca pânzele de păianjen prin pe stâlpurile noastre din oraș, și avem în acest sens un material cu anumite detalii date de viceprimarul Ionuț Apostol. Vedem materialul după care revenim. Acolo unde primăria a avut proiecte de reabilitare a infrastructurii rutiere, au fost construite și canalizații pentru cablurile care împânzesc cerul de deasupra orașului. Pe Calea Eroilor nu mai există niciun cablu agățat de stâlpii pentru iluminatul public și cu timpul întreg orașul va arăta la fel. La momentul acesta avem cele trei mari proiecte finanțate din fonduri europene. Mă refer la Bulevardul Industriilor, Bulevardul Unirii și Transilvaniei, unde nu a fost făcut încă recepția finală. Probabil în vară, după recepția finală, vor fi introduse în canalizații și aceste cabluri. În paralel, în piața Dacia și pe alea Trandafirilor, cablurile au fost deja coborâte în subteran. Mai sunt doar doi stâlpi în zona hotelului Pietroasa ce trebuie dezafectați, astfel încât în momentul recepției toate cablurile din zona centrală, din zona pieței Dacia și alea Trandafirilor, toate cablurile vor fi introduse în subteran. Pentru a scurta timpii de execuție și a degreva primăria de activități pentru care nu are specialiști, va fi desemnat un operator autorizat care să se ocupe de problema canalizațiilor. Ne dorim în perioada imediat următoare să declanșăm o procedură de licitații prin care să desemnăm un operator autorizat care să gestioneze tot ceea ce înseamnă întreținerea canalizațiilor subterane, pentru că este o activitate destul de complexă, iar serviciul specializat din cadrul primăriei, serviciul patrimoniu, nu poate gestiona aceste activități pentru că nu are personalul necesar. Tarifele de folosire au fost deja elaborate și aprobate în Consiliul Local, iar primăria va organiza licitații pentru delegarea acestui serviciu unei firme care se va ocupa și de mentenanță. După cum ați văzut și în imagini, pe lângă pilonii deja renumiți, sunt celebri acești piloni, care de fapt reprezintă Baudelaire, cred că ar fi invidios, Le Fleur du Mal, estetica urâtului, mă rog, despre estetica urâtului era vorba, pilonii aceia, nu știu dacă să faci un sondaj, dar deja vedem pe rețelele de socializare de ceva luni că lumea este deranjată estetic și practic de acei piloni care echipurile erau un proiect, domne. Deci pilonii să fie la putere. Pilon peste tot. Pe unde te duci, pe stânga, dreapta, piloni. Bulevardul Unirii, Transilvaniei, piloni. Orașul cu arterele principale pilonate. Așa? Au apărut și, mă rog, pe lângă și alte probleme, au apărut și chestiile astea care vin din pământ, așa că era un film la un moment dat cu niște chestii care ieșeau din pământ, un film din ăsta care acum dacă ar fi difuzat, nu e prea bine realizat. Ieșeau niște de-astea, niște un fel de omizi din astea, de sub pământ, așa mari, așa și cu alea. Dom'le, le lăsăm așa, cât durează? Nu vor rămâne așa. Imediat nu și telefon. Vor fi niște cutii de conectare. Da, da, nu durează, nu se pare că durează prea mult, adică da, durează ceva de alea mult, dar cred eu că a fost luat în calcul perioada de iarnă și cam de acum înțeleg. Încolo o să începe. Deci am rezolvat-o și pe asta. Luăm o intervenție telefonică. Bună ziua! Bună ziua, domnul Mihai! Vă salutăm! Apropo de coborârea acestor cabluri și... Ceea ce e foarte bine, adică să nu se înțeleagă că nu e bine. Da, nu, e bine. Îngropăm tot. Da, mă uitam azi pe Unirii, e adevărat că plouau un pic așa, erau cei de la Strabag care
fără să exagerez, dar erau cel puțin 10, dacă nu 12 persoane de lucrători pe colț Unirii cu unde magazinul lui Papuc. Nu e bine că am dat asta, dar mă rog. Nu e bine, dar am înțeles zona și... Locația. Și lucra un excavator de ăsta, de mai scotea de acolo pământ unde deja lucrarea era făcută. Așa, să mă ierte Dumnezeu, dar nu înțeleg. N-au un de asta, un proiect de, domne, cum va arăta, cum va fi în viitor, așa ceva, de trebuie să reexecute alte lucrări pe o lucrare făcută. Să nu mai zicem de porțiunea dinspre cum să zic eu, de la CEC. Ziceți cu străzi, așa. Așa, pe Unirii, unde o porțiune a lui Sabat a lăsat-o neasfaltată. Dar nici compania austriece n-aș dori să-i faceți publicitate, că da, bine, compania, e destul de... Compania de apă presupun că a făcut executarea lucrărilor, așa, și e adevărat că nu e mare, hai să zic că are vreo 7-8 metri ca lungime, dar dacă nu ești atent și încerci să fluidizăm traficul, așa, cu mașina, acolo se rupe bieletele, se rupe asta. E porțiunea până în avion, pe Unirii. Am înțeles. Bun, e bine că interveniți și mai ales cu exemplele dumneavoastră, pentru că despre asta aș fi vrut să lansez dezbaterea. Mulțumesc mult pentru intervenția dumneavoastră. Faptul că, în momentul de față, noi, ca simple cetățeni, observăm... Bun, am înțeles. Deci, trebuie să fac o paranteză, că n-ar trebui să înțeleagă greșit. Dom'le, avem nevoie de străzi mai bune, avem nevoie de infrastructură mai bună, avem nevoie de... Astea sunt necesare. Nu contestă nimeni necesitatea, utilitatea, oportunitatea. Nu contestă nimeni aceste lucruri. Problema este cum le faci. Iar dacă eu astăzi, ca cetățean simplu, și alții, noi vedem că la o ploaie, așa cum a fost, da, aseară și până dimineață, băi, s-au adunat bălți pe dita mai bulevardul Unirii reabilitat, intersecția Transilvaniei cu Unirii. La trecerea pentru pietoni avem baltă jos. Ia și fă așa, nu? Cadru larg, vă rog frumos. Așa. Dirigia de emisie, cadru larg. Așa. Băi, dar suntem în 2023. Suntem în 2023. Și dacă noi nu suntem în stare, pe Transilvanii la fel au apărut problemele. Imediat ce a fost asfaltat. Acolo erau vizibile din timpul lucrărilor, dar nu, eu nu înțeleg cine și cum a avut responsabilitățile alea pe acolo, pentru că efectiv a turnat asfaltul pe Transilvaniei mai sus decât zona de intersecții cu străzile laterale și acolo e clar că se va strânge apă. Nu mai zic de piloni care sunt... Bine, aici este și... Dacă tot i-am pus... Bun, i-am pus, ne deranjează. Bine, și mai, dar nu mă duc să-l rup, să alea și nu știu ce. Dar sunt unii piloni care atât de prost au fost fixați încât s-au dus. Adică s-au dus sunt efectiv. Fixați și unii ce am văzut eu în două, maxim bun. Trei și acele, bolșoruburi din alea. Acele preciuri, nu știu cum să le zic, pentru că nu sunt specialist, dar eu observ, da? Acelea galbene de la trecere de piet, pentru, mi se pare că sunt pentru persoane cu dizabilități. Nu știu să spun exact, dar oricum. Așa, bun. Care, multe dintre ele sunt jerpelite deja, domne. Noi asta vrem să spunem și asta spunem. Eu am înțeles că deranjează lucrurile astea. Dar și până ne deranjează faptul că sunt fonduri europene. Băi, am înțeles, dar și alea sunt fonduri de publice, da? Fonduri europene. Și ce, asta înseamnă că trebuie să ne batem joc de lucrare? Nu. Pe noi asta ne deranjează, pe lângă faptul că se întârzie lucrările, pe lângă faptul că nu suntem în termen cu lucrările astea, deranjează și calitate. Mă rog, nu pot să zic calitate, pentru că acest cuvânt incumbă să fie bun. Calitate înseamnă în sensul bun, adică nu există, adică e nonsens calitate bună. E pleonasm într-un fel. Dar modul în care sunt realizate lucrările astea deranjează foarte mult, domnule. Plus zone neatacate, lăsate, adică nu există o unitate, o coordonare. Bun, am înțeles. Bă, hai să spunem să venim. Vino tu constructorul, domne, n-am oameni suficienți. Sau, domne, proiectantul
nu știu ce a făcut proiectantul aici, că noi nu putem să punem în practică ce a zis proiectantul. Sau dacă punem în practică ce a zis proiectantul, iese ceva care nu trebuie. Bă, dar să vină să fie transparenți. Că ei iau bani. Ei iau bani pe chestiile astea. Ei iau bani și mai ales să iau profit. Deci vorbim de acționari și maximizează profitul, nu plătește destul de bine oamenii, pentru că oamenii cum îi responsabilizezi, domnul Mihai? Plătindu-i. Oamenii, dacă îi plătești bine, poți să-i și selectezi, poți să le și dai responsabilități și așa mai departe. Dacă nu-i plătești, știți, e o vorbă românească. De atâția bani, atâta brânză. Bun. Și acum vine rolul autorității, care la fel trebuie să fie un rol transparent și să spună, băi, eu nu sunt mulțumit de constructul ăsta, de exemplu. Adică diferența între un cetățean simplu și cel care este în Palatul Comunal responsabil, da? Că sunt mulți responsabili și de servicii. Dom'le, hai să facem o, neapărat o conferință. Bă, da, hai să luăm atitudine. Zicem, bă, noi până acum, băi dragi buzei, suntem în asentimentul vostru. Bă, nici nouă nu ne plac alea care deja s-au dus. Nu ne place faptul că să fac bălți în intersecții într-o zonă atacată, modernizată, asfaltată, proaspăt asfaltată, și că vom face și vom drege și că vom ajunge să reducem plata, nu știu, nu, pentru că unele chestii nu sunt justificate, sau îi punem să refacă, sau îi punem să facă o lucrare care nu poate fi contestată. Da. Bună ziua din nou. Da, vă ascultăm, sunteți în drept. Da, vă rog. Domnul Mihai. Vă rog. El zatul care urcă spre fișit în sus, e plin de capluri. Sunt strâns pe stradă, pe drum. Dă-te dragă, el mănâncă banii pe bană. Dați puțin, am o rugăminte ca să... Sonaj mare, pe acolo e noroce. Am înțeles, numai un pic, dați sonorul televizorului, reduceți sonorul televizorului ca să nu s-audă, să facem microfonie. Da. Că ne auzim în telefon. Bun, în zona fișici... Am înțeles. Așa. Da. E multă vânzoleară, nu? Cu autocamion. Urcați pe drumul spre fișici. Așa. E drumul plin de capluri. Din luni de zile ei nu vede capluri alea pe lor. Ce fel de cabluri sunt alea? Sunt. Ce fel de cabluri sunt? Cabluri mici de sus. A, căzute de pe stâlpi? Căzute de la zăpezile. Am înțeles. Și cabluri de electric... Da. Că nu știu dacă sunt de electricitate, că n-ar mai... Ce e acolo? Pe drumul ai de zarcu. Da. Am înțeles. Să am înțeles. Bun, și lucrul ăsta... Să primiți din mașină. Sunt din lumină, însă așa. Strângi. Am înțeles. Acolo ce primărie? Bre sau bre? Nu știu, e apoi în orice. Primărie poate la văd. Bozioru. Bozioru e. E Grigoare Andreea, băi. Nu, nu zic, e de Bozioru ține, nu? Sau de cine? E în orice. Am înțeles. Am înțeles. Da, de Bozioru, da. A, așa, da. Deci n-am înțeles până la unul de buze. Bun, dar primăria știe, adică a fost sesizată, că dacă, da. Întreb dacă știe, cum să zic, dacă știe ar fi trebuit să ia de măsuri, adică... Da, primăria, avem un primar. Păi aveți un primar. Auziți, da, tabăra de la Fișici a fost... Ați văzut? Da, tabăra de la Fișici e atacată? Adică se duce lumea în tabără la Fișici? Nu, nu. Da, dar oricum nici nu are la ce să se ducă, pentru că nu e. Aia e terminată la propriu, adică. Deci au terminat-o la propriu. Bun. Pauză! Așa, pauză. Nu de publicitate, că noi rămânem aici. Mulțumim, doamnă, de acolo de la Bozior, mulțumim pentru sesizare. O să luăm legătura cu autoritățile locale, să le spunem acest lucru. Mi-e greu să imaginez că ei n-ar ști problema asta dacă e de o amploare și e o de asta care trebuie rezolvată, pentru că sunt acolo, adică. Și dacă ar ști, repet, dacă ar ști și n-au luat măsuri, e o problemă. Deci o să vorbim cu cei de la Bozioru. Între timp, și apropo de mine, aminte de Fișici, adică, da, frumoase vremuri pe acolo când vedeam
băgate niște miliarde în reabilitarea clădirii și de fapt ea nu avea pentru cine să fie reabilitată. Or, situația este constantă și știți că și anume Constanța sau parcă e un cuvânt mai potrivit, nu Constanță. Conservare, e ceva, adică bă, îți păstrezi linia, adică să... consecvența. Mulțumesc că a murit un drac, bine, pentru CNA, așa e vorba, a murit un drac pentru că și eu și colegul meu de regie emise, care a deschis și aici, casca, consecvență, deci este bine că suntem consecvenți. Și în cazul Fișici este o consecvență de an bun, adică nimic nu s-a schimbat, nu? Da, e delicat și trebuie făcut o analiză. Ce e delicat? E de făcut o analiză serioasă. Deci, dacă mă treziți în toiul nopții și îmi dați două palme ca să... Așa. Adică cu două palme să mă treziți, da? Pac, pac, așa. S-ar putea să nu știu care e numele meu, dar despre Fișici, cazul Fișici, știu. Adică este... E o consecvență perfectă de a nu face nimic. Este exemplu de paragină, de clădire lăsată în paragină, care ar fi putut fi valorificată și din punct de vedere turistic și din alte puncte de vedere, ca să nu zic de alte zone turistice din județul nostru. Dar atât s-a putut. Vă rog, domnul Minică. Vreau să spun doar atât. Așa, ca să nu ziceți că vă cenzurez. Eu v-am spus că sunteți la interogatoriu. Da. Așa. Sunt zone cu, cum să spun, cu atracții și cu resurse turistice mult mai bune decât Fișiciu, care n-au încărcare foarte mare și totul înseamnă până la urmă bani. Apropo de ce spuneați mai devreme de utilitate, de folosire, de rentabilitate și așa mai departe și mergând până la profitabilitate, turismul încă suferă la noi și în primul rând suferă din cauza lipsei de putere de cumpărare de servicii medicale și balneo a cetățenilor, că noi nu mai putem să ne plătim facturile, dar să ne ducem în concediu, domnul Mihai. Haideți, domnul Minică, stați așa. Acum cât lăsați telefonul jos. Așa, nu stați liniștit că de obicei n-am pornit din asta, dar uitați așa, telefonul de mesaj, mă uitam să văd cât timp. Deci, am zis că mă agitați. Deci, eram sigur că mă agitați. Cum adică, domnul Minică, despre asta vorbim noi, dar nu suntem noi statul care și creează facilități asta. Și care spune, domnule, că noi cu pensionare îi trimitem la bolți. Ne luptăm. Suntem în interesul cetățeanului, alianță. Haideți, domnul Minică, numărul de pensionari care pleacă în stațiuni este foarte mic. Valoarea biletelor subvenționate de stat este foarte mică. Băi, și atunci e bine. O lăsăm așa. Băi, nu o lăsăm așa, că noi adică tot spunem mereu că vrem mai multe fonduri pentru pensionari, pentru stațiuni, că noi vrem să acordem în continuare tichete de vacanță pentru salariați, că vrem să se acorde mai mult decât s-a acordat până acum. Numai că ați văzut, guvernul tot are impresia că dacă pompează bani și beneficiază și oamenii, cetățeni în general, nu e bine. Trebuie să dea fonduri directe anumitor activități și mai ales acolo unde au unii interese. Deci, după părerea mea, ar trebui să avem venituri rezonabile și care să ne permită să avem acces la aceste servicii și să fim sprijiniți noi cei care consumăm, pentru că noi facem și selecția, domnul Mihai. Dacă te duci și ajuți o anumită activitate sau un anumit agent economic, practic îl ajuți numai pe ăla, dar nu îl ajuți din economia de piață unde adresabilitatea trebuie să fie pe măsura serviciilor. Bun. Și eu în continuare spun așa. Ziceți-mi și mie, tabăra de la Arbănaș mai funcționează? Păi, taberele de copii în general nu mai funcționează. Nu, stai așa că suntem în aceeași ogradă, dar suntem în două. Aproape în aceeași. Da. A terminat vacanțele, a terminat... Bun, noi vorbim de o zonă, dar care a fost lăsată să putrezească. De acord. Să ruginească. De acord. Și de ce ar trebui să vorbim? Adică noi vorbim despre, domne, facilități de-astea, de-alea. Da, adică de ce trebuie să ajungem aici când noi puteam să rezolvăm problema atunci când a fost o problemă? Când tu, stat român, decizi să dai miliarde de lei într-o clădire pe care nu urmează să o revitalizezi, da? Adică n-ai... Da. Cum cheltui tu banul ăsta? Fără. Avem o cutie
și o modernizăm. Și ce punem în ea? Nimic. Despre asta vorbim. Bani aruncați, ăștia chiar sunt bani. De-aia spunem că da? așa îi aruncăm, dacă dăm la și ajungem, vai și așa. Și acum să găsim proiecte ca să așa. Păi nu, dar de ce am ajuns aici? A, e mult de spus. Nu, era o întrebare așa, la care trebuie să răspundă alții în lumea noastră. Mai avem o intervenție telefonică. Bună ziua. Bună seara, bună seara și domnului Mic. Bună. V-am admirat șpagatul de mai devreme. Da, îl mai fac o dată, să știți. Ei, ce vreau să vă spun? Noi cei care locuim pe chemiste, ei facem zilnic mai multe șpagate dacă avem treabă în oraș. Unde ați zis dumneavoastră? În ce zonă? Intersecția Chiristegii cu Piatroatele. Ah, pe Chiristegii. Când terminați emisiunea, tot vedeți ce e acolo. Da, păi cunoaștem zona. Dacă nu ne putem duce că este gar, trebuie să ieșim în carosabil ca să traversăm. Cunoaștem zona. Dar am venit, am dus-o, am făcut de două ori spagatul. Ce-am da. Făcut, să credeți-mă. Păi vedeți, doamnă, acum că vă simt așa că putem să vorbim și și pe tonul acesta, să știți că până la urmă tot rău spre bine, pentru că iată, prin aceste lucruri încurajează mișcarea. Sportul e viață, știți că apropo. Sportul e viață și viața e sport. Dar spre deosebire de punem în paralel, da? Cazul care este foarte clar de la Prăsenet, care ăsta e Chiristegii, care e de hăhăt, adică noi avem mica veniță aici. Prăsenia se face, nu am ce să zic. Nu zic. Păi Chiristegii avem, când e mica veniță, când plouă mai, știm la ce să ne așteptăm. Bun, mai rămânem... Mașinile care stau. Bun, dar spre deosebire de Frăsinet, care nu este o zonă de o infrastructură rutieră recent reabilitată, da. Bulevardul Unirii este, ca să vezi ce, doamnă, adică... Și acolo e la fel. Păi da, exact. Dar asta e problema, că dacă tu fii cu o lucrare nouă și nu anticipezi și nu o faci în așa fel încât să nu ai parte la prima ploaie de așa ceva, da, înseamnă că e ceva, o problemă, e neregulă. Eu i-am sesizat și doamnei Simona Tăbulescu, era la colega dumneavoastră mai de moșie, păi zice că azi străzele nu au asfaltate. Păi s-a întâmplat, e canalizarea mai sus și mai jos, păi dar de ce nu le aliniați? Bine, nu compania de apă le aliniază, ci cei de la firma responsabilă de asfaltări, mă rog, de modernizări. Nu trebuie să dea bandă. Eu nu mă pricep la, că nu sunt inginer, nu sunt, dar nu trebuie să dea bandă ca apa să meargă la canalizare. Păi, canalizare cu saiurea mai sus. Asta zicem și noi. Da. Mulțumim, doamnă, pentru intervenție. Să rămân. Bun. Mai putem lua în direct în continuare, mai avem doar 10 minute și nu o să putem să facem să rezolvăm toată dezordinea de zi dinamică. M-am mai agitat pe un subiect. Fiți atent, domnul Minică. Acum eu fac ce pe dumneavoastră. Haideți, domnule, ce vorbiți cu astea, cu infrastructura către zonele turistice cu potențial? Păi vă dau cel mai bun exemplu. Știți ce material urmează să vedem noi acum? Cel prin care se anunță în sfârșit marea reabilitare a drumului către Vulcanii Noroiești, e ceva mai notoriu. Am descoperit vulcanii? Da? Deci, am văzut că vulcanii Noroiești apare în tot felul de videoclip. Acum, într-un film, o parte dintr-un film de ăsta, da, cred că americanii au făcut filmul ăsta, o parte e filmată la vulcanii noștri, la nemândrim, la nămul ăsta, frumos, care face bulbuci. Hai să vedem bulbuci cum se face drumul. Bine, peste ceva timp, dar acum lansăm. În ședința de astăzi a Consiliului Județean Buzău s-au aprobat indicatorii tehnico-economice ai proiectului de modernizare a infrastructurii rutiere pe tronsonul de drum județean Sătuc-Policiori-Vulcanii Noroioși. Este un nou pas în proiectul de modernizare a șoselei de importanță majoră pentru turismul din județul nostru. Drumul chiar nu e într-o stare deplorabilă. S-au făcut lucrări de întreținere și mai departe. De-abia acum vom încerca. Este pentru prima dată de când este înființat acel drum, știu, de zeci de ani, de sute de ani, eu vorbesc numai de zeci de ani după perioada, după 1990, unde să fac lucrări complexe, pentru că, încă o dată mă repet, cred că ați tocmai de-aia, acolo sunt și Vulcanii Noroioși și mai departe, este o zonă destul de dificilă din punct de vedere al infrastructurii rutiere din cauza alunecărilor de teren.
Proiectul de reabilitare a șoselei care leagă DN10 de Vulcanii Noroioși are o valoare totală estimată de aproximativ 312 milioane de lei. În următoarea perioadă vor demara procedurile necesare pentru scoaterea la licitație a lucrării. Tronsonul, lung de 14,5 km, va fi reabilitat cu bani puși la dispoziție de Ministerul Dezvoltării prin Programul Național de Investiții Anghel Salini. Astăzi am, prin votul Consiliului Județean, și pe această cale mulțumesc consilierului de țem că au dat votul, am încheiat prima etapă, mergem și semnăm contractul de finanțare, pentru că avem finanțare pe programul Anghel Salini și încep procedurile de licitație. Ce vă pot eu informa? Că licitația este proiectare-execuție. În momentul în care, de ce am răspuns așa că nu știu când, eu nu pot să mă antepronunț cât va dura sau cât nu va dura licitația, pentru că o licitație, după legislația în vigoare și pentru o asemenea complexitate, mă refer la lucrări aici, durează minim 6 luni de zile după termenele legale care trebuie să le respecti. Dar apoi, nu știu, pot fi sau nu pot fi contestații și așa mai departe. Potrivit conducerii Consiliului Județean, lucrarea va fi una complexă, având în vedere relieful din zonă. Acolo nu se pune doar un strat de asfalt și am terminat povestea. Sunt lucrări complexe de consolidare. Este o zonă teribil de grea din punct de vedere al amenajărilor drumurilor, pentru că este o structură geologică unde se pot întâmpla lucruri de la lună la lună, de la zi la zi, de la an la an, mă refer aici la alunecări de teren și așa mai departe, că asta este structura terenului. Au trebuit să facă niște studii înainte ca să vadă ce și cum, unde să fac anumite, eu știu, foraje pentru stabilizarea terenului și mai departe, s-au făcut aceste lucruri. Pentru județul Buzău, Vulcanii Noroioși reprezintă cel mai important obiectiv turistic. Vulcanii se află la o distanță de aproximativ 35 de kilometri de municipiul Buzău, iar mai bine de jumătate din drum se parcurge în condiții optime pe drumul Național 10 Buzău-Brașov. Da, n-aș vrea să vorbim foarte mult acum despre acest subiect, pentru că ne presează timpul. Domnul Minică, înainte de a vă da cuvântul, da, foarte bine că se face, foarte rău că abia acum. Vă rog. Da, așa am zis și eu. Nu vreau să fiți de acord cu mine, chiar nu vreau. Da, am zis mai devreme, chiar s-a descoperit vulcane, da, trebuie refăcută, că a mai fost așa la un stadiu acceptabil la un moment dat, infrastructura pentru toate obiectivele turistice și numai așa putem dezvolta turismul în județ. De unde se va crea și o plusvaloare, valorificarea anumitor produse din zonă, investiții în domeniul de cazare turistică, de horeca și așa mai departe. Dacă nu atragem oamenii, dacă nu avem ce să le arătăm și să fie facilă vizita dumnealor, sigur că nu se va dezvolta turismul în județul Buzău, cu toate că avem câteva obiective interesante. Bun, câteva mesaje din partea cetățenilor, după care schimbăm subiectul. Stăm în România, asta ne ocupă tot timpul. Da, e o sintagmă, mă rog, nu e asta chiar motamot, dar n-aș vrea să mai găsim, adică nu cred că mai e momentul, adică am depășit de mult momentul ăsta, asta înseamnă o resemnare. O resemnare. Bine, și nici să ne dăm peste cap cum, sau să facem șpagatul mai mult decât trebuie, da? Dar nici să... Trebuie să mergem înainte. Da, mergem înainte, dar înainte așa, adică ne mai oprim la intersecția unde scrie stop și spunem, uite aici, nu e în regulă. Nu e în regulă. Și da? Este. Bun. Noi nu suntem în stare să-i ajutăm pe vârstnici și spunem de infrastructură. Nu avem bani pentru veniturile oamenilor cu venituri mici. Da, domnul Minică, aveți ceva de precizat? E adevărat, nu avem bani în general și trebuie să împărțiți, cum să spun eu, judicios acolo unde e nevoie. E adevărat că bătrânii sunt printre cei care în momentul de față suferă foarte mult, pentru că după o viață de muncă, veniturile din pensii nu le asigură un trai decent. Bun. Iluminatul stradal de pe Aleea Insulei nu prea mai este lumină în spatele blocului. De sesizare, iluminatul stradal.
Bun. Domnul Mică, mai avem foarte puțin timp la dispoziție. Nu o să mai putem da materiale, ci încercăm să le rezumăm. Weekendul care a trecut am avut un eveniment la Buzău, un seminar organizat cu scopul de a mai sensibiliza, de a mai încerca să convingă autoritățile de la Buzău, autoritățile din sănătate, ca studenții buzeni de la medicină să vină înapoi acasă și să profeseze la Buzău, la stat, evident, la Spitalul Județean. Cred că ăsta e un subiect despre care am mai vorbit de 723 de ori, 3 chiar, și despre care putem să mai vorbim încă de 893,4 ori. De ce? Pentru că cât timp politica autorităților locale, județene, de-a lungul anilor, a fost de a trece peste avertizmentele date. Ne aducem aminte și, din păcate, și acum este un recul că trebuie să mergi la București. Nu mai e chiar așa. Ne aducem aminte de o perioadă în care numai asta se spune. Că n-ai ce căuta în spitalul de la Buzău, te duci în București. Nu mai e așa. Dar momentele astea, etapele de a reacționa, de a avea un feedback concret, de a lua măsuri la timp, da? De a eradica din fașă problema, nu au existat reacțiile respective. Și așa am ajuns să ne rugăm, să mergem la tot felul de evenimente din astea, de târguri, da, de sănătate, de așa, să cauți prin țară, să dai telefoane, știi, nu vrei, uite, avem probleme, n-avem cardiolog la Buzău. N-avem cardiolog, dar nu e problema că n-avem cardiolog. Am dat un exemplu. Încep să moară foarte mulți oameni pentru că nu avem cardiolog, da, la Buzău. Și sunt cazuri concrete. Bine, aici cred că ar trebui să fim un pic atenți și să vorbim pe concret. Păi da, eu știu cazuri concrete. Știți un caz. Sigur că. Deci cu faptul că a fost temporizată intervenția. Sigur, s-a dus seara la spital, n-a avut linie de gardă pe cardiologie, dar de ce să tot băgăm sub preș, cum spuneți? Nu-i linie de gardă, omul vine bolnav. Păi nu, eu am spus că materialul ăla poate să fie mutat la modul figurat pentru cei care vor să ascundă gunoiul sub preș. Uite. Dumneavoastră nu faceți asta. Nu. Și nici eu nu încurajez. Să nu fac. Nici eu nu încurajez. Sigur. Deci vă rog, deci știți cazuri, știu, da? Știu cazuri, cel puțin două nominale, în care oamenii s-au dus și amândoi dimineața erau reci. L-au dus pe alte secții, n-a fost doctor de specialitate, nu se face transfer la București pentru că trebuie o întreagă procedură și cineva trebuie să-și asume cursa la București și așa mai departe și s-a întâmplat să nu mai fie a doua zi. Bun, vedeți? E, aici ajungem la astfel de probleme și de tragedii, pentru că noi vorbim de tragedii. Tocmai pentru că, bun, au înțeles, s-au dat peste cap, au făcut, au dres, au facilități, dar... domne, vină aici că ți-asigurăm chirie, masă, ca vină și cu soția, cu copilul, hai, că așa, dar n-au venit. Pentru că n-au reacționat în niciun fel când imaginea a fost în tot timpul și în multe situații, pe bună dreptate, terfelită. N-a avut o reacție prin atitudinea corpului medical cu probleme, atenție, eu nu vă generalizez, cu probleme, da? Și tot timpul a fost un colegiu al medicilor care... Păi, domnul Mihai, deci, odată, eu nu, ne aud și ne văd atâția cetățeni. Să nu se înțeleagă corp că corp nu scoate ochii. Eu nu vreau să incriminez pe cineva. Nici dar vreau să și general. Văd măsuri în momentul în care cineva cercetează. Nici eu nu vreau la modul general. Problema este, încă o dată, că au fost foarte multe situații în care pacientul a fost tratat în batjocură, da, și în multe situații s-a ajuns la situații destul de grave, da? Și concluzionând într-o anumită perioadă de timp mulți buzoieni că mai bine te duci la București, de atunci a rămas sintagma asta. Nu este atât de uzitată, dar între timp corpul ăsta medical a fugit de Buzău. Sau alții sau care... a trecut în privat. Da, așa avem, beneficiem de medici basarabeni, de iranieni, de foarte bine. Putem, e foarte bine că au venit, nu zice nimeni nimic. Dar acolo i-a pierdut. Iar acum e foarte bine că se fac... Salutăm orice eveniment care poate să... Nu măcar un medic. Orice eveniment, orice efort pentru a rezolva problema aceasta a resurselor umane în Spitalul Județean. Dar trebuiesc făcute în continuare eforturi serioase. Pentru că avem probleme, suntem doar la
Eu zic că cu o ambulanță bună la o oră și ceva de un spital bun din București, unde sunt profesioniști și unde sunt linii de gardă și da, mai departe. Da, mă rog, și aici sunt. Da. Sunt, dar s-au cam dispersat. Domnule, și aici e mult de discutat și societatea ar trebui să se implice și să spună clar ce, unde și în ce direcție trebuie să mergem. Pentru că noi dacă luăm un salariu și nu mic în momentul de față în spitalul județean și în ambulatoriul de specialitate al spitalului județean, nu mă duc că nu vreau eu. De unde ar mai putea să aibă și resurse financiare spitalul și mă duc doar în privat, e un lucru care trebuie studiat, cercetat, așezat la masă cu ligheane de apă rece la picioare la toată lumea, să vedem și ce obligații avem și de ce facem numai într-un anumit fel. Doamna Minică, pe final, se salvează vieți și în spitalul județean. Sigur. Și în secțiile exterioare. Sigur. Fac o paranteză și amintesc, cunosc foarte multe cazuri, n-am timp să povestesc. Sigur. Numai pe timp de pandemie. Oameni cu care am vorbit cu care nu știam dacă mai vorbesc a doua oară. Știu. Și care au fost salvați. Știu, și eu am avut și salvați, am avut și oameni care au pierdut lupta. Și nu numai în pandemie, la urmă e o luptă. Vieți da. Acolo. Da, se salvează. Problema este că ajungem să avem anumite crize. Și nu vorbesc de crize de comportament, nu. Ci pe anumite secții, crize de medici. Iar cardiologia este cel mai grav exemplu. Da. Și, adică e concludent. Bun, o să reluăm subiectul acesta săptămâna viitoare. O să mai vorbim și de faptul că biletul de autobuz va fi mai scump, implicit abonamentul la transbus. Așa. Nu, viața pe zi ce trece e mai scump. Da, parcă nu e emisiune în care să nu vorbim de scumpiri, doamna Minică, ceea ce mi se pare foarte trist, dar trebuie să facem haz de necaz, cum ne-am obișnuit? Nu, n-ar trebui să facem, nu? Dar ne forțează viața ca să putem să suportăm ceea ce trăim. Da, dar cum uităm? Ne uităm, mai e vulpița la televizor? Ne uităm la vulpița și uităm. Mai e? Am văzut un titlu abject în presă. Știu povestea cu... Nu, am văzut un titlu abject. A, un titlu. Abject, efectiv. Și cu asta închei. Deși n-ar fi trebuit, decât într-o tonă în notă optimistă. Un titlu abject. Jurnalista prietenă cu vulpița a decedat. Băi! Deci nici nu poți să mai comentezi. Colegi de breazlă, buni între ei. Băi, deci sunt atât de mândru cu ei. Superb. Da. De fapt, era vorba de o jurnalistă la antenă. Da? Da, da, da. Dar titlul este... Deci este manual de jurnalism? La așa nu, evident. Bun. Domnul Mică, mulțumesc că cu ați stat dragul. Jos. Și că eu vă mulțumesc că... Interogatoriu. Mulțumim și celor care ne-au urmărit. Rămâneți pe Campus TV. Ca de obicei, colega mea, Magda Enescu, vă așteaptă la emisiunea de ale Buzeanului. Sare excelentă, la revedere!